Fosta ministra turismului, Elena Udrea, așteaptă clipa în care să fie făcută dreptate. Sugerează o reacție avută cu privire la anchetarea lui Florian Coldea, fost prim adjunct al SRI de procurorii DNA. Inculpat, aflat în închisoare, a citat un stih biblic prin care accentuează ideea judecării corecte. Cu ani înainte de a fi condamnată la închisoare, Udrea a anunțat că a depus la DNA un denunț împotriva lui Coldea. În 2015, ex-politiciana l-a acuzat pe fostul prim adjunct al SRI că este responsabil pentru o campanie bine gândită împotriva ei. Udrea l-a mai acuzat atunci pe Coldea că i-a cerut fostului partener de viață, Dorin Cocoș, 500.000 de euro pentru a oferi lui Sebastian Ghiță cu scopul de a susține televiziunea de știri România TV. Ex-politiciana a susținut că banii au ajuns la afaceriști prin intermediul fiului său, Alin Cocoș. În prezent, fosta ministra turismului se află în închisoare la penitenciarul de femei Târg Șorul Nou. Ex-politician a fost condamnată la 6 ani după gratin dosarul Galabute. Sentința a fost pronunțată în 2018 și confirmată în aprilie 2022 după o respingere a unei contestații. Procurorii DNA au anunțat la finalul lunii trecute că i-au pus sub acuzare pe Florian Coldea și pe generalul Dumitru Dumbreavă, fost șef al SRI. Ambii au fost acuzați de trafic de influență, fiind plasați sub control judiciar pe cauțiune și având interzis să părăsească țara. Coldea și Dumbreavă au fost audiați timp de aproape 15 ore, fiind lăsați să părăsească sediul DNA după circa 3 ore de la miezul nopții. Procurorii au stabilit o cauțiune de 500.000 de lei, ce trebuie plătită în 7 zile. Fostul prim adjunct al SRI se consideră nevinovat de faptele de care este acuzat. După aproape 10 ani, stăpânul cătușelor iese pe ușa DNA, așa cum împreună cu Chioveși m-a pus pe mine în februarie 2015, doar că el fără cătușe. Sper că prin dărâmarea soclului pe care cei doi generali s-au ridicat și care va duce și la căderea lui Chioveși, justiția se va simți eliberată, iar procurorii și judecătorii vor avea curaj să acționeze și să judece după lege și conștiința proprie, a transmis Elena Udrea. Totodată, pentru a-și accentua punctul de vedere, Elena Udrea a citat un stih din psalmii biblici, respectiv psalmul 74:2. Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca.